de clasa 4 Sunt învățătoarea Seca Irene de la școala gimnazială Romulus Guga din Târgu Mureș Astăzi vom lucra împreună vom învăța împreună la ora de limba și literatura română Vă rog să vă pregătiți manualul de limba și literatura română Colecția noastră de azi se deschide o nouă unitate de învățare Primăvară, bine ai venit! pentru început v-am adus câteva ghicitori. Știu că vă plac ghicitorile, să le citim cu mare atenție și să încercăm să le dezlegăm, să le ghicim. Prima ghicitoare. Sunt micuț și frumușel, din zăpadă ies nițel. Alb sunt cu codița verde, bucuros cine mă vede. Cine e? Oare cine e? este ghiocelul. Următoarea ghicitoare. Foșnind aripi obosite, se întorc în veselite cu ibușorul să-și refacă în patria celii dragă. Cine sunt? Ele sunt păsările călătoare. Și ultima ghicitoare. Astăzi, în grădina mea, am văzut după perdea cum o zână frumușică iardă viață la grădină. Cine-i oare zâna aceea? Cine poate fi? Nu este altcineva decât zâna primăverii. Dragi copii, v-am adus aceste ghicitori, fiindcă astăzi vom învăța o poezie despre primăvară. Poezia. A fost scrisă de poeta Otilia Casimir. Ea a trăit între anii 1894 și 1967. A fost poetă, prozatoare, publicistă. A fost considerată poeta sufletelor simple și cunoscută autoare a multor poezii pentru copii a publicat aproape 60 de volume de versuri. Iată și câteva volume de versuri. Primul. Baba Iarna intră în sat și alte poezii. Al doilea volum, Am florit o păpădie. Al treilea, pur și simplu, poezii. Noi o rugăm pe Baba Iarna ca la anul să vină mai repede, să ne aducă mai multă zăpadă. Acum însă e timpul să înflorească păpădiile și să sosească zâna primăverii. Ea se întoarce la noi în fiecare an și nu vine cu mâinile goale, ne aduce bogăție, belșug, pentru că zâna primăverii este o zână darnică. Ce ne aduce ea? Ne aduce soarele strălucitor, ploi călduțe ușoare, flori de primăvară, livada cu pomii înfloriți, zumzetul albinelor, veselia păsărilor călătoare, bucuria copiilor, cântece cântate cu voce tare sau îngânate în gând. Aduce sărbătoarea naturii. Pentru că primăvara este sărbătoarea naturii. Dragi copii, eu nu sunt zâna primăverii, totuși v-am adus câteva flori de primăvară. Aceste flori ne încântă cu frumusețea lor, ne cuceresc ochii și sufletul. Să ne amintim de numele acestor flori de primăvară. Prima floare este Ghiocelul. După ghiocei apar viorele, zambile, lalele, narcise, lăcrimioare sau lăcrămioare, ambele denumiri sunt corecte. Și apar și păpădiile. Din acest buchet frumos v-am ales două fire. Un fir de ghiocel și un fir de păpădie. Poate vă întrebați de ce ghiocelul? Am ales ghiocelul pentru că ghiocelul e cea mai curajoasă floare de primăvară. Este prima floare cu petale albe și pentru că este prima floare, este o floare gingașă, firavă, delicată, plăpândă. Este un fir de ghiocel plăpând. De ce păpădia? pentru că păpădia este floarea cea mai îndrăgită de copii. Cine nu și-a făcut coroniță din florile de păpădie? Denumită și cicoare sau floarea broaștei, de altfel are foarte multe denumiri ca și în limba maghiară. Este o plantă medicinală. Florile plantei se deschid dimineața și se închid seara. Sunt ca niște bănuți aurii, se numesc bănuți de păpădii. Zâna primăverii ne aduce și păs, ne aduce și păsările călătoare, păsările migratoare. Eu v-am ales o pasăre călătoare mai rară și anume cocorul. Cocorul este o pasăre migratoare cu ciocul lung și drept, cu gâtul și picioarele lungi, cu pene albe sau cenușii. Migrează în stoluri, șiruri numeroase, la mare înălțime, în formație de V. Din păcate, este pe cale de dispariție pe meleagurile noastre. În livadă înfloresc pomii zarzărul este primul pom cu flori al primăverii. Are fructe micuțe, galbene, asemănătoare cu caisele. Dragi copii, cu ajutorul acestor enunțuri, expresii și imagini, ne-am familiarizat cu noile cuvinte din poezie. Acum să citim doar cuvintele și explicațiile lor cocor la plural, cocori sau cocoare, vom vedea poeta a folosit această formă de cocoare. Cocorul este deci o pasăre migratoare. Plăpând este ginga, șfirav, delicat. Cântec îngânat, cântec cântat în gând. Zarzări, la plural zarzări, este un pom fructifer. Viu sau vie la singular și vi la plural este o însușire, înseamnă cel care trăiește, e voios, plin de energie. Dar cuvântul vii este și o acțiune. Vii, adică te îndrepți. Ca să înțelegeți și mai bine aceste cuvinte, v-am formulat și câteva enunțuri. Copilul are glas viu. Este o însușire. Copiii au glasuri vii, este tot însușire, cuvântul este la plural, și ultimul enunț, Tu vii în grădină, este o acțiune. Dragi copii, acum suntem pregătiți să înțelegem poezia, să o primim în mințile și sufletele noastre. Eu vă voi citi această poezie. Voi să urmăriți textul din manual, sau pur și simplu puteți să ascultați doar textul, să vă deschideți sufletul. Încep. Pentru tine, primăvară, de Otilia Casimir. Șiruri negre de cocoare, ploi călduțe și ușoare fir de ghiocel plăpând, cântec îngânat în gând, sărbătoare. Zumzet viu prin zarzări, oare cântă florile la soare? Că pe crengi de floare pline nu știi, flori sunt ori albine. Pentru cine? Pentru tine, primăvară, care aduci belșug în țară, care vii peste câmpii, cu bănuți de păpădii și cu cântec de copii. V-a plăcut, dragi copii? Mie mi-a plăcut foarte mult! Alegeți, vă rog, imaginea care exprimă ce ați simțit când ați ascultat poezia. Puteți să alegeți imaginea A sau imaginea B, floarea zâmbitoare, floarea veselă sau floarea tristă. Eu am ales floarea veselă. Să răspundem la câteva întrebări. Prima întrebare. cui îi se adresează poeta? Să vă formulați răspunsul și apoi să vă verificați. Acesta este răspunsul meu. Poeta îi se adresează primăverii și a mai continuat îi vorbește ca unei persoane, deci este o personificare. Următoarea întrebare. Ce sentimente se transmit în poezie? Gândiți-vă, dragi copii, ce ați simțit când ați ales floarea veselă? Răspunsul meu, se transmit sentimente de bucurie, voioșie, căldură sufletească. Și ultima întrebare, ce atmosferă creează sosirea primăverii? Vă ajută și enunțul de jos? Răspunsul? Sosirea primăverii creează o atmosferă de sărbătoare. Vă amintiți, primăvara este sărbătoarea naturii. Dragi copii, să încercăm să înțelegem poezia. Și mai profund. Voi știți că fiecare text are un titlu. Titlul poeziei noastre este Pentru tine, primăvară. Textul este adresat primăverii, deci cuvântul primăvară se desparte prin virgulă de restul titlului. Fiecare text are un autor cunoscut sau necunoscut. Noi avem o autoare, o poetă, poeta Otilia Cazimir. Și mai știți că textul în versuri se numește poezie, iar versurile unei poezii se structurează în strofe. Aceasta este prima strofă a poeziei. Urmăriți, vă rog, câte versuri are această strofă? Cinci versuri, de sigur. Ați observat? Are patru versuri lungi și un vers mai scurt. Fiecare vers este început cu literă mare, cu majusculă. Și la sfârșitul primelor patru versuri apare virgula, pentru că este o enumerare. Ce ne aduce primăvara? Ne aduce cocoare, ploi călduțe, ușoare, ghiocei, cântec, sărbătoare. Iar la sfârșit s-au pus câteva puncte, nu un singur punct, ci mai multe puncte. Aceste puncte se numesc puncte de suspensie. Parcă ideea nu s-a terminat, parcă poeta așteaptă să o terminăm noi. Frumusețea unei poezii este dată de muzicalitatea versurilor, de cuvintele care rimiază. Să urmărim aceste cuvinte ci aceste versuri. Rimiază, dacă ați observat, primele două versuri și ultimul vers prin cuvintele cocoare, ușoare și sărbătoare. Apoi, versurile 3 și 4, plăpând și gând. Acum înțelegem de ce a folosit poeta această formă de plural, cocoare. Să trecem la strofa următoare. Este la fel ca și prima strofă. Ați observat probabil și această strofă are cinci versuri. Patru versuri lungi și un vers scurt. Dar cuvintele rimiază puțin altfel. Primele două versuri prin cuvintele oare, soare și ultimele trei. Pline, albine, cine. În primul vers avem punct după zumzet viu prin zarzări, deși nu ne pare o propoziție, dar putem să o înțelegem ca e zumzet viu prin zarzări. Iar în versul al patrulea sunt două puncte înainte de flori și albine. Este o enumerare, flori sau albine. Și observăm că s-a folosit semnul întrebării de trei ori. Pentru că în această strofă se formulează trei întrebări. Oare cântă florile la soare? Că pe crengi de floare pline nu știi, flori sunt ori albine. Pentru cine? Să urmărim următoarea strofă. Aceasta este și mai interesantă decât primele două. Aș dori să descoperiți voi ce deosebiri există în strofa a treia în comparație cu primele două strofe. Ați observat? Prima deosebire este aceea că această strofă este mai lungă, are șase versuri. Sunt patru versuri lungi, dar și două versuri scurte. Și uitați-vă rog, ce interesant e, aceste două versuri scurte sunt chiar la mijlocul strofei. Este o construcție foarte interesantă, simetrică. Avem impresia că poeta se joacă cu versurile, se joacă cu strofele. O altă deosebire este aceea că aceste cuvinte rimează altfel aceste versuri. Primele două versuri. Primăvară, țară, și apoi ultimele patru: vii, câmpii, păpădii, copii. Și o altă deosebire? La sfârșitul acestei strofe este semnul exclamării. Această strofă este un răspuns la întrebarea din strofa a doua: Pentru cine? Pentru cine cântă florile? Pentru cine cântă albinele? Pentru tine primăvară, care aduce belșug în țară, care vii peste câmpii cu bănuți de păpădii și cu cântec de copii, este un răspuns hotărât. De aceea s-a pus semnul exclamării: La sfârșit nu mai avem puncte de suspensie. Și dacă vă amintiți, la sfârșitul primei strofe. Cântecul a fost doar cântat în gând, îngânat în gând. Acum este cântat de copii, cu voce tare, cu veselie, cu bucurie. Dragi copii, o poezie ca aceasta nu poate fi povestită. Noi am urmărit până acum frumusețea poeziei. Dată de versurile care rimiază, de ideile, sentimentele transmise de poezie. Acum să descoperim împreună imaginile din poezie, imaginile artistice. Imaginile artistice pot fi de mai multe feluri. Noi ne vom referi la imaginile vizuale, adică ceea ce se vede sau. Ne imaginăm că se vede și imaginile auditive, ceea ce se aude, sau ne imaginăm că se aude. Din prima strofă, eu am ales următoarele imagini: imaginile vizuale, șiruri negre de cocoare, ploi călduțe și ușoare, fir de ghiocel. Acestea sunt imaginile vizuale. Să urmărim acum imaginea auditivă. Este una singură. Cântecul îngânat în gând. Să trecem la strofa următoare. Imaginea vizuală din această strofă, probabil ați observat și voi, este cea a zarzărului înflorit, că pe crengi de floare pline nu știi, flori sunt ori albine. Aș dori să vă gândiți și să încercați să descoperiți voi imaginea auditivă sau imaginile auditive. Oare ce se aude? Sau ce ne putem imagina că se aude? Le-ați găsit? Imaginile auditive, zumzet viu prin zarzări și oare cântă florile la soare? Deci, zumzetul albinelor, cântecul florilor. Trecem la următoarea strofă. Și acum vă rog să descoperiți voi și imaginea vizuală. Vă ajută foarte mult și ilustrația acestei strofe. Imaginea vizuală este cea a câmpiilor cu bănuți de păpădii. Sigur că da. Iar imaginea auditivă, ce se aude? Se aude cântecul copiilor. Cântecul cântat cu voce tare și cântat cu veselie. Dragi copii, să recitim poezia încă o dată. Vă rog să urmăriți și semnele de punctuație și să citim textul cu intonația corespunzătoare, să respectăm semnele de punctuație și nu ne vom opri la sfârșitul versurilor, doar atunci dacă există vreun semn de punctuație. Acum aș dori să citiți și voi împreună cu mine. Să încercăm. Pentru tine, primăvară, de Otilia Cazimir. Șiruri negre de cocoare, ploi călduțe și ușoare, fir de ghiocel plăpând, cântec îngânat în gând, sărbătoare. Zumzet viu prin zarzări, oare cântă florile la soare? Că pe crengi de floare pline nu știi, flori sunt ori albine. Pentru cine? Pentru tine, primăvară, care aduci belșug în țară, care vii peste câmpii, cu bănuți de păpădii și cu cântec de copii. Foarte bine, dragi copii! În strofa a doua am avut întrebarea pentru cine. Să completăm următoarele enunțuri cu expresiile din paranteză. Pentru ora de limba română, pentru frățiorul meu, pentru mama mea, pentru tine. Aceste expresii răspund la întrebările pentru cine sau pentru ce. Primul enunț. De 8 martie am cules un buchet de flori. Pentru cine? Desigur, pentru mama mea. De 8 martie am cules un buchet de flori pentru mama mea. Următorul enunț. Am cântat un cântec pentru cine ca să adoarmă? Am cântat un cântec pentru frățiorul meu ca să adoarmă. Exact. Următorul enunț. De ziua ta am confecționat un cadou pentru cine? Dacă e ziua ta, pentru cine am confecționat un cadou? Pentru tine! De ziua ta am confecționat un cadou pentru tine. M-am pregătit pentru ce? Pentru ora de limba română. M-am pregătit pentru ora de limba română. Dragi copii, să vă pregătiți și voi pentru următoarea ora de limba română. Să citiți poezia? Și să rețineți cuvintele și expresiile noi. Acum să recapitulăm ceea ce am învățat astăzi. Am studiat poezia pentru tine, primăvară, de Otilia Cazimir. Am surprins imaginile din poezie, sentimentele transmise prin aceste imagini, precum și muzicalitatea versurilor. Am observat structura poeziei. Am urmărit rolul semnelor de punctuație din poezie. Ne-am îmbogățit vocabularul cu expresii și cuvinte noi. Am completat enunțuri cu expresii corespunzătoare. Dragi copii, am ajuns la finalul acestei activități. Eu vă mulțumesc pentru colaborare. Vă aștept și data viitoare. Vă doresc o primăvară frumoasă. La revedere!